Vă salut și vă transmit cele mai frumoase gânduri de lumină, pace și iubire pură din orașul care nu doarme niciodată, orașul luminilor, New York City. Om Sairam, Namaste. Numele meu este Simona Rusu. Doresc să menționez că ați ascultat mantra Aratoma Sadgamaya, care este foarte benefică pentru a primi liniște și pace interioară. Mantra se traduce: Sursă divină Dumnezeu, condu-mă din ireal către real, condu-mă din întuneric către lumină, condu-mă din moarte către imortalitate. Ați ascultat mantra Aratoma Sadgamaya pe vocea Maestrului Divin, Satya Sai Baba. În timpul meditației vom călători împreună pe frecvența paradisului interior. Aceasta este o meditație pentru cei care sunt pregătiți să se deschidă și să primească fluxul divin al armoniei, abundenței, al păcii, al compasiunii și al iubirii pure, fără condiție. Singura posibilitate de a experimenta liniște mentală și pace interioară se face prin conexie conștientă cu Sursa Divină. Mintea noastră are nevoie de antrenament zilnic ca să poată rămâne calmă în orice situație de viață. Deși nu se vede cu ochiul uman, acest flux energetic există pretutindeni. Nu există niciun loc în creație unde acest flux divin să nu existe. Oamenii numesc acest flux energetic divin sub numele de Dumnezeu. Este un flux energetic invizibil care ne conectează pe noi toți și absolut tot ce există în creație. Este Dumnezeu în manifestare pură. Cum lucrează? Când se manifestă în creație? Absolut nimeni nu cunoaște. Numai Dumnezeu cunoaște. Tot ce avem noi de făcut este să ne deschidem întreaga ființă și să primim fluxul divin al iubirii pure, fără a pune niciun fel de rezistență mentală. Să experimentăm ceea ce Dumnezeu cunoaște că este cel mai benefic pentru fiecare dintre noi, pe drumul descoperirii de sine, pe drumul descoperirii adevăratei noastre identități. Ceva ce cunoaștem cu siguranță este faptul că putem experimenta prezența divină, Dumnezeu. Numai și numai când se revarsă peste noi grația divină, putem conștientiza că există o lume a bucuriei, a iubirii și a perfecțiunii chiar aici și acum. Dar pentru a putea experimenta prezența divină, este necesar să lăsăm lumea exterioară, toate problemele ei, cu toate dorințele și idealurile fără sfârșit, și să intrăm în lumea interioară, unde să lășuiesc comori divine inimaginabile minții omenești. Știm cu toții că în adâncul oceanelor sunt comori infinite, dar pentru a descoperi comorile adâncurilor, este necesar să ne scufundăm cât mai la adâncime. Cei care nuată doar la suprafața apei și nu coboară jos în adâncuri, nu vor descoperi niciodată comorile creației. Pentru a pătrunde lumea iubirii pure și a păcii pe care o căutăm cu toții, este necesar să practicăm în fiecare zi conexia cu Sursa Divină prin a ne conecta conștient în meditație fluxul divin al iubirii pure. În timpul somnului, noi oamenii nu suntem conștienți de infuzia energetică a fluxului divin, pentru că somnul este o meditație inconștientă. Singurul mod de a experimenta o viață armonioasă, singurul mod de a acumula cunoștințe intelectuale și de a ni se dezvolta conștiința, este momentul când primim infuzie de iubire pură, direct de la Sursa Divină.
Deci somnul este meditație inconștientă, iar noi oamenii primim energie limitată în timpul somnului. Dar oare ce este meditația? Meditația este somn conștient. Când facem un efort și lăsăm lumea exterioară pentru a intra în lumea interioară în meditație, primim infuzie energetică divină mult mai înaltă decât în timpul somnului. Prin această infuzie cu iubire divină, se ridică frecvența energetică a trupului fizic, al minții și a spiritului, așa cum nici nu ne putem imagina, decât dacă vom lua acel spațiu mental în meditație, absolut în fiecare zi. Practicând în fiecare zi, vom fi binecuvântați să fim mereu conectați conștient cu fluxul divin al iubirii pure, Dumnezeu. Când dăm din timpul nostru pentru a ne antrena mintea să stea liniștită, recompensa este inimaginabilă. Vom fi mereu plini de energie, mult mai calmi și toleranți în situații dificile. Vom fi plini de compasiune și vom iubi fără condiție. Dar cel mai important pentru noi va fi faptul că vom deveni oameni cu adevărat fericiți, care ne vom juca cu bucurie rolul dat de sursa divină în piesa care se numește viață. În timpul meditației ne vom elibera de asemenea de toxine mentale acumulate numai Dumnezeu știe de când. Aceste toxine mentale acumulate prin gândire negativă sunt de fapt motivul suferințelor și durerilor noastre. Astfel, prin meditație conștientă de fiecare zi, în conexie cu sursa divină, vom deschide o ușă și vom invita inteligența divină să ne dea informații de o valoare inimaginabilă minții omenești. Este necesar să facem sigur ca în fiecare zi să direcționăm gândurile către sursa divină a iubirii pure, Dumnezeu, prin a ne focusa la forma divină cea mai dragă inimii noastre. Fie forma lui Isus sau a lui Satya Sai Baba sau Buddha sau orice maestru sfânt sau sfântă din orice religie. Numele și forma divină sunt doar ghizi divini care ne ajută să descoperim adevărata noastră identitate. Dumnezeu este fluxul invizibil al iubirii pure care ne conectează pe noi toți și absolut tot ce există în creație. Imaginați-vă un șirac de mărgele așezate una lângă alta pe o ață. Noi suntem mărgeluțele, iar Dumnezeu este ața. Suntem noi separați unul de altul? Cum va accepta mintea noastră acest adevăr, numai Dumnezeu știe. Ce știm cu toții este că avem nevoie să practicăm în fiecare zi conexia cu sursa, firul invizibil, pe care sunt așezate mărgeluțele. Iar restul este treaba Divinității Supreme de a ne ajuta să ne trezim cu toții, rând pe rând, din somnul adânc al ignoranței. Este necesar să nu uităm niciodată că, deși Dumnezeu este fluxul divin invizibil care conectează întreaga creație, totuși poate lua absolut orice formă pentru a se manifesta în lumea formelor. Acest proces de materializare a energiei divine este greu de imaginat pentru mintea umană limitată. Aceasta nu este doar o meditație de relaxare. Simt să specific că vom practica o meditație de conectare conștientă cu sursa divină și vom primi în dar infuzie de iubire pură binefăcătoare. În momentul când vom începe să dăruim iubire fără condiție, este momentul când vom începe să comunicăm direct cu sursa divină, Dumnezeu. Înainte de a începe meditația,
să ne reamintim că bombardamentul de gânduri nu se va opri niciodată. Nu încercați să opriți gândurile, căci veți intra în agitație și veți renunța prea ușor la starea de relaxare. Lăsați fiecare gând să vină și să plece, așa cum trec norii pe cer. Ascultați în fiecare zi această meditație, care nu este doar o meditație de relaxare, ci este o meditație profundă de conectare cu fluxul divin al iubirii pure. Doar prin conectare conștientă cu acest flux divin înălțător vom primi infuzie cu iubire sacră. Prin practica acestei meditații, invităm sursa divină să ne purifice, să ne transforme, să ne vindece, să ne descătușeze de lanțurile grele ale neiertării și să ne ridice pe culmi nebănuite de mintea omenească. Înainte de a începe meditația, așezați-vă într-o poziție foarte confortabilă. Nu este nevoie să stăm în poziția lotus, doar dacă simțim să stăm în poziția lotus. Se poate sta întins pe fotoliu, pe scaun sau chiar întinși pe podea. Foarte important, toate telefoanele din casă să fie închise. Faceți sigur că sunteți într-un loc unde nu vă va deranja nimeni. Acesta este momentul vostru cu Dumnezeu. Acesta este momentul de a avea o experiență divină. Onorați acest moment. Pentru că trăim într-o lume a formelor, cei mai mulți dintre noi au nevoie să se conecteze cu forma divină cea mai dragă inimii lor. Conectați-vă prin a invoca numele divin și a vizualiza forma divină. Așa cum Maestrul Divin Satya Sai Baba ne spune, să fim conștienți că meditația de conectare cu sursa divină înseamnă să uiți de tine și să devii una cu sursa iubirii pure, Dumnezeu. Când începem să practicăm, să dăruim iubire fără a aștepta niciun fel de recompensă, atunci este momentul când începem să comunicăm la frecvențe înalte cu sursa divină. Atunci este momentul când grația divină se revarsă și comunică cu noi prin metode care mintea umană nu le poate înțelege decât prin experiență. Să începem meditația. Faceți sigur că aveți ochii închiși și sunteți așezați foarte confortabil. Respirați odată adânc. Simțiți cum intră și iese aerul din plămâni. Repetați după mine. Părinte divin al iubirii, Mamă și Tată, ești unul. Eu contemplez acum la gloria divină a iubirii pure, Dumnezeu. Mă abandonez coordonării divine și îmi deschid întreaga ființă să primesc revărsarea fluxului divin al iubirii sacre. Lumină a iubirii sacre, Dumnezeu, luminează inteligența mea cu voia divină să pot experimenta gloria iubirii pure din interiorul ființei mele și din absolut tot ce există în jurul meu. Amin. Om Sai Ram. Om Namah Shivaya. Namaste. Divinitatea din mine salută divinitatea din toți și tot ce există. În liniștea minții ascultă sunetul respirației tale. Respiră înăuntru, respiră în afară. Când respiri înăuntru, repetă mental, so. Când respiri în afară, repetă mental, hum. So, hum. Înseamnă, eu sunt divin. So, hum. So, hum. So, hum.
Conectează-te cu forma divină dragă inimii tale. Vizualizează forma divină în mijlocul unei lumini albe strălucitoare, localizate în mijlocul frunții tale. Respiră energia divină în creierul tău. Respiră înăuntru, respiră în afară și afirmă mental. Părinte divin, mamă și tată, ești unul. Mintea mea care este acum penetrată cu energie divină, întotdeauna va fi calmă, tolerantă și plină de compasiune, transmițând vibrații de iubire pură în absolut orice situație în care mă voi afla. Acum respiră energia divină prin ochii tăi. Respiră înăuntru, respiră în afară. Și repetă mental. Părinte divin, flux infinit al iubirii divine, binecuvântează ochii mei, care acum sunt penetrați cu energie divină, ca întotdeauna să vadă iubirea pură în toți și tot ce există în creație. Acum respiră în urechi și afirmă mental. Părinte divin, urechile mele care în acest moment sunt penetrate cu energie divină, să audă doar cuvinte pline de înțelepciune. Respiră înăuntru, respiră în afară. Acum simți respirația prin cele două nări. Respiră energia divină înăuntru, respiră în afară. Simte cum energia divină curăță și purifică nările. Acum simți energia divină în gură. Relaxează limba și buzele. Afirmă mental. Părinte divin, gura mea, care acum este penetrată cu energie divină, să vorbească mereu limba marilor înțelepți, care transmiteau doar în câteva cuvinte vorbe înțelepte și profunde. Respirați înăuntru, respirați în afară, tot capul este înfășurat în energie divină. Fluxul energetic divin se coboară pe gât în jos, se coboară în mijlocul pieptului. Este energia luminii divine din interiorul ființei noastre. Respiră înăuntru, respiră în afară. Cu fiecare respirație, permite energiei divine să relaxeze mușchiul inimii tale. Simte cum inima se deschide. Simte cum inima este penetrată cu iubire divină care vindecă, transformă, purifică, eliberează, regenerează și reenergizează. Respiră înăuntru, respiră în afară. Cu fiecare respirație, simte cum energia divină coboară pe spate, pe amândoi umerii, pe amândouă brațe. Lumina energiei divine iese prin vârful degetelor de la cele două mâini. Afirmă mental. Părinte divin, binecuvântează mâinile mele, care acum sunt penetrate cu energie divină, să facă doar lucruri bune. Mâinile mele coordonate divin să transmită vibrația înaltă a iubirii pure.
Vizualizează energia divină ca o lumină strălucitoare ce penetrează tot plexul solar. Simte lumina divină cum se coboară în jos și penetrează toată zona stomacului, vaginului, organelor genitale și al glandelor anexe, ambele picioare, labele picioarelor sunt învăluite într-o baie sacră de lumină. Vizualizează cum lumina divină iese prin vârful degetelor de la picioare. Afirmă mental: Părinte Divin, binecuvântează picioarele mele să pășească în locuri sfinte, în locuri încărcate energetic, puterea infinită a iubirii sacre. Iubirea divină să-mi fie călăuză, protecție și bucurie, ca să pot ajuta pe toți cei care au căzut în întuneric, așa cum numai Părintele Divin cunoaște. Facă-se voia iubirii tale, facă-se voia Părintelui Divin. Acum fii conștient că lumina energiei divine strălucește intens în tot corpul tău și repetă mental: Lumina divină este în mine. Vizualizează lumina divină cum se extinde. Acum vizualizează corpul tău fizic în interiorul unui glob de lumină strălucitor. Repetă mental: Lumina pură este în mine. Eu sunt în interiorul luminii pure. Simte și vizualizează întreaga încăpere unde te afli într-o baie de lumină divină. Respira adânc. Respiră înăuntru. Respiră în afară. Vizualizează lumina pură cum se extinde în afara încăperii în care te afli. Se extinde mai departe și tot mai departe, învăluind întreaga țară unde te afli acum. Vizualizează harta țării. Lumina divină se extinde peste munți, peste ape, peste națiuni, peste planeta Pământ și mai departe. Întreaga creație este învăluită în lumină divină. Acum vizualizează-te ca o ființă cu trup de lumină așezat pe globul pământesc. Simte lumina pură a iubirii tale cum se revarsă peste întreg globul pământesc, penetrând întreaga lume. Rămâi în această viziune pentru câteva momente. Respiră ușor. Respiră înăuntru. Respiră în afară. Simte profund legătura ta cu întreaga lume. Simte pace și liniște interioară. Așa cum ești cu ochii închiși, privește în interiorul tău. Vizualizează globul de lumină în interiorul tău. Vizualizează forma divină dragă inimii tale în mijlocul globului de lumină, cu mâinile ridicate în sus și palmele către tine în semn de binecuvântare. Afirmă mental: Părinte Divin, Mamă și Tată, ești unul. Îmi deschid întreaga ființă să primesc binecuvântarea iubirii sacre. Rămâi relaxat, e liniște profundă. Eu și Dumnezeu, lumina pură, suntem unul. Rămâi în acest gând pentru câteva momente. Respiră ușor. Respiră înăuntru. Respiră în afară. Soham. 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 Eu sunt divin. Repetă mental: Eu nu sunt acest trup fizic, eu nu sunt mintea mea,
Eu sunt sufletul divin încapsulat în forma fizică umană ce îmi poartă numele. Spune numele tău. Eu joc un rol în piesa divină numită viață. Rolul meu este foarte important, căci face parte din evoluția conștiinței divine pe planeta Pământ. Acum cu toată dragostea, din adâncul inimii tale, afirmă mental. Mulțumesc tuturor celor care au intrat în viața mea. Mulțumesc din toată inima celor care m-au ținut de mână și m-au ajutat în momentele extrem de dificile. Ei au fost coordonați divin să mă conducă pas cu pas pe drumul plin de gropi adânci în timp ce treceam valea întunericului. Ei m-au făcut să înțeleg că există lumină în întuneric. Ei m-au ajutat să conștientizez puterea luminii divine acolo unde întunericul era atât de dens și înfricoșător. Rămâi în acest gând pentru câteva momente. Dacă ți apare în viziune câte unul din cei care ți-au fost de mare ajutor, privește-le în ochi și cu mâinile împreunate în rugăciune, spune: Te iubesc și îți mulțumesc. Acum mulțumește celor care te-au umilit, care te-au rănit și care te-au făcut să suferi profund. Le mulțumești pentru că ești conștient că ei sunt cei care te-au învățat lecția iertării, lecția toleranței și a răbdării și, mai presus de toate, lecția iubirii fără condiții. Mulțumesc tuturor celor care m-au lovit, m-au trădat, m-au umilit și m-au rănit. Vă mulțumesc pentru că voi m-ați învățat lecția iertării, a toleranței și a răbdării și, mai presus de orice lecție, m-ați învățat lecția eliberatoare a iubirii fără condiții. Vă iert, vă iubesc și vă mulțumesc. Dacă ți apare în viziune unul sau mai mulți din cei care te-au rănit, lasă iubirea pură să curgă de la sursa divină prin tine către cei care te-au rănit și repetă mental: Părinte divin, revarsă peste noi lumina sacră a iubirii pure la frecvența cea mai benefică. Vă iert, vă iubesc și vă mulțumesc. Mulțumesc pentru picătura de lumină care s-a născut în inima mea. Acum conectează-te mental cu forma și numele divin căruia îi mulțumești. Mulțumește divinității pentru tot ce ai primit în dar. Eu, Simona Rusu, mulțumesc din adâncul ființei mele Maestrului Divin Satya Sai Baba și fratelui meu în spirit, Isus. Repetați mental după mine. Inima mea este învăluită într-o baie sfântă de lumină. Respirația mea este iubire pură. Abundența divină curge către mine și prin mine, către toți și tot ce există în creație. Sunt lumină din corpul de lumină al Părintelui Divin. Pace în inima mea. Pace în mintea mea. Simt iubirea sfântă în inima mea. Dumnezeu este iubirea în forma cea mai pură din inima mea. Simt cum fluxul divin al iubirii se revarsă în fiecare celulă a ființei mele. Mulțumesc Părintelui Divin pentru infuzia de iubire pură primită în această sesiune de meditație. Mulțumesc pentru oportunitatea de a servi iubirea pură. Amin. Om Sai Ram. Om Namah Shivaya. Namaste.
divinitatea din mine salută divinitatea din toți și tot ce există în creație. Samasta loka sukhino bhavantu se traduce din sanscrită în limba română: facă-se voia divină, toate ființele din toate dimensiunile să fie fericite. Încet, încet, mișcați-vă mâinile. Mișcați ușor ambele brațe. Mișcați picioarele. Mișcați ușor labele picioarelor. Respirați odată adânc și profund. Respirați înăuntru, respirați în afară. So, hum. So, hum. So, hum. Eu sunt divin. Încet, încet deschideți ochii. Vă iubesc, ființe dragi, puteți rămâne în relaxare. Ascultați în continuare muzica până sunteți gata să vă ridicați de pe fotoliu, de pe scaun sau de pe podea.
Thank you.